Salut și bine te-am regăsit! Sunt Cristina și îți urez bun venit la un nou episod din Vitamina de Inspirație. Tema de astăzi este una un pic mai provocatoare și are legătură cu faptul că de multe ori e nevoie de întâmplări cu adevărat dramatice, poate, ca noi să fim cumva puși pe calea noastră, pe calea aia care ne era menită, ne era hărăzită, dar pe care cumva am ocolit-o cu grație până atunci. Și ca să încep cu o glumă, voiam să îți spun că pentru a fi aici cu tine în momentul ăsta a fost nevoie de un cancer de piele, de amenințarea că o să mai trăiesc 3 luni și de două departamente desființate în două companii. Cam de asta a fost nevoie ca eu să fiu aici în fața ta și să-mi urmez drumul. Și povestea începe, să știi că va fi o poveste un pic mai emoțională, da? Va fi o poveste în care îți voi povesti și lucruri din copilărie, pe scurt. Dar ca să înțelegi legătura între ele, vom povesti despre karmă, vom povesti despre reîncarnare și despre lecțiile karmice pe care le avem. Așa că dacă rezonezi cu toate astea sau măcar dacă ești curios să vezi ce și cum are legătură, te îndemn să mă urmărești în continuare. Apropo, nu uita să te abonezi și să apeși butonul clopoțel. Povestea cu startul meu aici, respectiv cancerul de piele, a început pe 20 decembrie 2012, când a fost un portal de trecere cumva într-o nouă dimensiune. Și în ziua respectivă, eu am primit diagnosticul de cancer de piele. Îmi scosesem niște aluniță cu o lună înainte, dintr-un motiv absolut superficial, apropo de cum superficialitatea ne poate salva viața. Am fost să-mi scot o aluniță de la sprânceană, pentru că voiam să-mi fac un microblending, un tatuaj la sprâncene și când am fost să scot alunița respectivă, i-am spus medicului, vă rog să scoateți și asta, asta și asta, încă 3 alunițe de pe corp. Că așa mi se năzărise mie. Bun, fiecare avea un motiv, una dintre ele, spre exemplu, o tot hârjeam cu fusta sau cu pantalonii pentru că era undeva pe picior. Și pe 20 decembrie 2012 primesc un telefon de la București și îmi spune, ne pare rău să vă anunțăm, dar tocmai v-am depistat un cancer de piele într-o formă foarte avansată. Este extraordinar de urgent să faceți reexcizie pentru că a mai rămas o margine și 3 zile pot să facă diferența între muriți sau trăiți. Prima mea reacție, evident, a fost de negare. Nu, nu se poate. Și am spus, eu n-am cum să am așa ceva. Evident, gândire pozitivă, da? Eu n-am cum să am așa ceva. Vă rog să repetați analizele. Am repetat analizele, ne pare rău, acesta este diagnosticul. E, ce a fost și mai de impact, pe lângă șocul de moment, a fost faptul că s-a legat de o amintire, de un vis de-al meu din copilărie. Eu când eram undeva în generală, aveam diverse vise și unele dintre ele s-au dovedit a fi premonitorii la vremea aceea. Evident, eu copil speriat, le-am blocat, nu le puteam duce și atunci am zis, ok, eu nu mai vreau asta. Unul dintre ele și care a fost foarte viu și care m-a marcat ani de zile a fost unul în care eu știam că o să mor la 30 de ani de cancer. E, imaginează-ți ironia, când am primit diagnosticul aveam 29 de ani și 8 luni. Deci, vorbeam cu prietenul de la etaj, cum îi spun eu lui Dumnezeu, și spuneam, ok, asta e o glumă foarte proastă, alta mai bună. Ai un program că asta nu e chiar ce-mi trebuie. Ok, am făcut programarea pentru a relua operația și a scoate marginea care mai trebuia scoasă. Peste o oră și jumătate mă sună mama mea, care era la București pe vremea aceea. Afară era un viscol teribil și m-a sunat să mă anunțe că tocmai murise bunicul și să mă urc în mașină să mă duc la Gura Humorului să începem toate pregătirile de mormântare. Mama mea nu știa în momentul ăla nimic. Eu eram oricum încă în stare de șoc, eram blocată pe scaunul de la birou, râzând nervos și zicând, ok, nu mi se întâmplă mie. Mi-am anulat operația pe care o aveam programată, zicând, ok, hai să le luăm în ordinea urgenței și o-i vedea eu ce fac cu fiecare, adică ce trebuie rezolvat astăzi și o să vedem mâine ce o să facem. Am plecat la Gura Humorului, m-am ocupat atunci, a venit și mama, ne-am ocupat de mormântare, pe 24 decembrie m-am întors acasă. Și după Crăciun am început să dau telefoane, Bacău, Iași, tot, ca să văd dacă găsesc chirurg să mă opereze între Crăciun și Revelion. Ghici ce? Nu era nimeni disponibil. Medicul de la București îmi
spunea în continuu, ok, 3 zile fac diferența între mori sau trăiești. Era o rată anormal de mare de mulțire a celulelor și lucrurile erau destul de generatoare de panică. Am plâns atunci vreo jumătate de oră în hohote, gândindu-mă la toate lucrurile pe care voiam să le fac și pe care nu le făcusem. Eu aș fi vrut copii, aș fi vrut o relație care să meargă, aș fi vrut să mai fac nu știu ce cu viața mea, aș fi vrut să scriu. Aș fi vrut să fac foarte multe lucruri pe care le amânasem într-o formă sau alta. Ok, după jumătate de oră de plâns, am spus ok, bun, cine sunt eu să-i spun lui Dumnezeu că și-a greșit planul? Ok, bun, mor peste 3 luni. Dar eu cu astea 3 luni ce fac? Ce fac cu ele până acolo? Și culmea că eu, care nu-s foarte mare petrecăreață, m-am dus la petrecerea de Revelion, am petrecut până la 6 dimineața și pe 6 ianuarie eram programată la Cluj pentru operație, pentru a face reexciția. Am ajuns la Cluj, am făcut operația și ce a fost foarte interesant a fost faptul că medicii de acolo în primul rând mă întrebau cum am depistat atât de repede, pentru că teoretic apăruse de mai puțin de o lună, într-adevăr avea o formă foarte agresivă de înmulțire, dar apăruse de mai puțin de o lună, era foarte incipient și mă întreba, dar cum ați aflat? Iar eu făceam glume și am spus, ok, îngerașii mei sunt foarte activi. Discutând cu o prietenă care era astrolog și este astrolog, am sunat-o după ce am fost diagnosticată și am întrebat-o, ok, se vedea ceva în harta mea, era ceva de genul ăsta? Și mă sună înapoi și mă întreabă, este plasat undeva între genunchi și șoldul drept? Și m-a pufnit râsul. Da, este plasat între genunchi și șoldul drept. Era undeva aproape de încheietura piciorului drept sus. Alunița aceea pe care o tot hârjâiam eu cu rochii și cu toate cele. Și mi-a explicat că de fapt era vorba de karma copiilor din alte vieți. Ceva în altă viață făcusem greșit față de copiii pe care îi aveam și i-am tratat cumva cum n-ar fi trebuit. E, ce s-a întâmplat, foarte interesant, că în practică riscul era ca eu să aflu târziu și să mă chinui cu tratamente și toate cele. Doar că înainte de asta, cu ceva ani înainte, avusesem grijă de fetele unei amice din copilărie care era plecată din țară și mai vorbeam cu ele, le mai ajutam și cu bani, mai povesteam cu ele, botezasem niște copii, ajutam niște copii de la orfelinat, dar pur și simplu erau niște chestii pe care le făcusem cumva, nu știu, instinctiv. E, în practică, ce este foarte fain este faptul că aceste lucruri pe care eu le-am făcut, fără să știu, da, mi-au ușurat mie karma. Și atunci cumva am aflat repede, iar tratamentul meu a fost ușor. Tratamentul meu a fost ușor în sensul că n-am făcut tratament cu interferon. Am fost atunci, mi-a făcut reexcizia și după care am mers periodic să îmi fac controle, să mai scot alte alunițe. Asta fac în continuare, adică în continuare, deși au trecut atâția ani, eu merg să-mi fac controlele acestea și consider că asta este prețul pe care îl plătesc și e un preț foarte corect și foarte generos din partea universului, da? Faptul că eu doar trebuie să merg la niște controle medicale sau să fac mici intervenții ca să pot să mai scot ceva, în loc să plătesc acel preț mare și greu. O să fac un alt clip despre asta la un moment dat, apropo de cumpenele pe care le avem în viață și ce este cu ele și ce putem să facem. În schimb, ce vreau să-ți spun este faptul și ce vreau să-ți subliniez este faptul că cancerul ăsta de piele, pentru mine, a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla. Primul articol pe care l-am scris într-o cafenea din Cluj, după ce am fost externată, așteptând o prietenă să vină de la București să-mi conducă mașina, pentru că eu nu mai puteam să conduc de la operație. Am plecat singură la Cluj, dar nu mai aveam cum să mă întorc la Bacău. Și a venit o prietenă să-mi conducă mașina și în timp ce o așteptam în cafenea, am scris primul meu articol. Eu n-aș fi făcut lucrurile pe care cumva știam că ar trebui să le fac. Aceeași prieten astrolog îmi spusese, tu o să ajungi să scrii în două limbi străine, în română și în engleză. M-a pufnit râsul, am spus eu, tu te mă de aici, dar ce treabă am eu cu scrisul? N-aveam nici prin gând nu-mi trecea. Doar că universul are moduri foarte provocatoare uneori și surprinzătoare și cumva neașteptate pentru noi de a ne pune pe traseul nostru. Așa că te îndemn și pe tine. Uită-te la acele lucruri din viața ta, acele lucruri care te-au provocat, cele mai grele lucruri prin care ai trecut
și vezi care era lecția pentru tine. Vezi ce trebuia să înveți tu de acolo și ce trebuia să faci. Pentru că au venit cu siguranță cu un mesaj pentru tine. Asta este ceea ce am vrut să-ți povestesc astăzi. Sper că ți-a fost de folos, sper că te ajută. Și vreau să-ți reamintești în fiecare moment greu că nu suntem pedepsiți. Suntem cumva ghidați și îndrumați să ne găsim acea cale care este pentru sufletul nostru și pentru care am venit noi aici. Așa că nu ignora, nu le lăsa să treacă, nu le privi ca pe niște blesteme, ci gândește-te că ești binecuvântat, că ai niște semne ca să mergi pe calea ta. Te îmbrățișez cu foarte mare drag și nu uita, dacă vrei să mai urmărești ceea ce postez, să apeși butonul abonare și clopoțel. Și apropo, o să-ți las link la finalul videoului către un playlist în care povestesc mai multe astfel de întâmplări, noroc și ghinion, da? Și cum de fapt ele sunt binecuvântări și semne pe care noi le primim. O să-ți povestesc mai multe întâmplări din viața mea și poate te ajută și pe tine să identifici în acele situații provocatoare din viața ta, care au fost binecuvântările, care a fost cadoul tău. Te îmbrățișez cu foarte mare drag și pe foarte curând!